călătoria trofeului Cupe Moldovei Telecom la fotbal continuă. Miercuri prestigiosul trofeu a ajuns la Liceul Mihai Viteazul din Chișinău. Periplul Cupe Moldovei se va încheia pe data de 24 mai, cu o zi înainte de marea finală în care se vor întâlni Petrocub și Zimbru. Copiii au putut să-și facă poze cu prestigiosul trofeu și au făcut pronosticuri în ceea ce privește echipa care va câștiga Cupa Moldovei Moltelecom. Elevii spun că neapărat vor fi în tribunele stadionului Zimbru în ziua marii finale. Trofeul Cupei Moldovei Moltelecom a pornit marți într-o călătorie de promovare și va putea fi admirat în circa 18 instituții de învățământ din Chișinău timp de 9 zile. Federația Moldovenească de Fotbal își dorește ca această competiție să devină cât mai populară în rândul copiilor. Cupa Moldovei Emo Telecom este una dintre cele mai importante competiții fotbalistice naționale. Marea finală dintre Petrocub Hâncești și Zimbru Chișină va fi transmisă de UISport pe data de 25 mai de la ora 20.00.